ultimul proiect care iarăși poate fi interesant pe, pe niște. Și cred că cel mai important este să meargă în continuare, neapărat pe baza sfaturilor pe care le-au primit aici. Bine, dacă tot au venit aici și au avut 7 minute în care să prezinte, puteau să primească un feedback dacă proiectele urmăreau o anumită structură, spun că se pot să-mi dau cu părerea. Și aici critica principală la nivel de proiectul cu toate blocurile. Pentru că n-am putut să dau feedback pe respectivul proiect atât încât nu mi-a spus exact ce își propune să facă, dar în schimb probabil că va avea vizitator mâine și să nu se oprească. Important e să meargă în continuare că poate să iasă, poate să nu iasă. Păi, mie mi-aș plăcut să fie, să văd niște prezentări mult mai active. E ceva mai dinamic așa. N-am văzut la nimeni pe aici, niciun fel de pasiune, frate. Să zic că am venit, am un proiect, și bă, deci am un proiect și avem cel mai tare. Băgea în engleză astăzi, Spider nu mai explică aia. Deci, bă, bune, toată lumea a avut niște prezentări foarte statice. Am avut impresia că toată lumea a avut proiectele astea doar ca să facă și eu un proiect. Bun, deci asta a fost filmul. Bă, n-am niciuna simțit. Bă, și de this is the fucking project, înțeleg? Să fii faci care nu acest tip bază, bă, ce nu faci? Bă, toți. După ce am eu azi, mă rog, ceva de genul ăsta. Doi la mână, am simțit că viziunea aici, și cred că lucrul ăsta mi-ar plăcea să văd îmbunătățit, o viziune. Proiectele au așa o viziune în asta. Zic, bă, parcă aș încerca mai mult. Dar n-are nimeni o viziune de ansamblu să zică, frate, this is my dream și acolo vreau să ajung. Astea sunt chestii care mi-ar plăcea să pasiune mai multă viziune. Mai. Și după aia sunt convins că toți vor găsi și bani și toți. Anyway, never give up. Deci asta e masa. Adică duceți-vă mai departe, indiferent de feedback-ul bun sau rău pe care ați primit de la noi. Încercați-vă propriile experiențe. Deci asta e viața. Din punctul meu de vedere, doar așa pot să înveți. It's the only way to learn. Ok. Bun. La președinție. Daniel. Numai la președinție. Dacă ai reținut un proiect sau mai multe și sfatul tău direct. Sunt proiecte interesante, sunt și o să fim totdeauna. 3 lucruri. 1. Prezentat. Pleci de la un concept și începi să ramifici. Deci întâi îmi spui ceva ca să înțeleg despre ce vorbim. Foarte important. 2-3 prezentări poate au fost maxim 3 încadrate în categorie. Și nu cu 10.000 de cuvinte pe pagină. Nu ajută la nimic. Nu ajută la nimic. Nici nu cităm. Eu nu văd. Dar planul ăsta a dus mai poze. Da. 2. Focus. Măcar, cum să spun, în 7 cuvinte să spui despre ce e vorba. Ce vreau să fac. Ce vreau să fac. Dacă nu știi să spui în 7 cuvinte unor oameni care te ascultă și sunt destul de receptivi la chestii de genul ăsta, Nu știu cum poți să te scoli dimineața să vrei să faci chestia aia. E destul de dificil din punctul meu de vedere. 3. Un punct pe care l-am menționat mai devreme, Dragoș. Evaluări. Mai bine nu le faceți decât să faceți evaluări care sunt absolut plecate din orice fel de realitate românească. Cred că, nu știu, păcat că nu e pe aici Călin Fusu, că l-am fi întrebat. În cât timp făcea el... Vine la 8, nu? Da? București, dacă îl mai așteptăm. Exact, cred că da. În cât timp a ajuns el cu Neogen să aibă o evaluare de 500.000 de euro? Nu. Da, exact. Poate n-a fost eficient. Nu. Ideea este, la evaluări, cred că cel mai bine este ori să spui cifra cea mai mică pe care poți să o imaginezi, ori să nu spui nimic. Părerea... Bun, Dragoș, dacă ai reținut... Eu am spus și am avut de spus. Și dacă ai reținut vreun proiect. Da, am reținut proiectul lui Viorel, proiectul cu produsele bio, s-a părut ok. La restul nu am avut suficiente date, nu le exclud. Oricum, eu aștept în continuare, chiar dacă mi s-au umplut inbox-ul de proiecte, încă le mai aștept, pentru că încă mai aștept idei briliante. Pe dragoș.stanca.romdev5web.ro orice idei, sunt deschis să avem discuții în limita timpului pe care... De la mine, Dragoș, și eu așa, eu am inbox 0. Accept mail-urile. Și pe Twitter. Eu am inbox 0. Și pe Twitter. Folosesc inbox 0 de un an și ceva se poate. Cunoaște și pe Twitter. Și la Vlad pe Twitter, că citesc.
Bă, mie mi s-a părut slab. Foarte slab nivelul. De parte împachetarea, exact cum zicea Daniel, frate, eu nu înțeleg ce vreți și ce face proiectul vostru. Foarte, foarte slab. Deci, la presentation skills și la communication skills e foarte multă treabă. La nivel de viziune, sunt un pic de acord cu Vlad, dar în alt sens. În ideea în care încercați să adresați probleme reale din viață atunci când încercați să faceți business. Toate sunt absolut, și se leagă un pic și de valoare, ce vorbea Daniel mai devreme, sunt absolut futuriste, nu au niciun fel de legătură cu piață. Chiar mă uitam, cineva zicea, ori 50.000 de euro marketing, ori îți dau toată publicitatea mea, 2.000 de euro pe lună. Băi, știți ce înseamnă să munciți pentru 2.000 de euro pe lună din online? Serios, deci acum foarte vorbiți, uite, vorbiți cu Orlando face-to-face, luați-l 5 minute să facă mentori. Sincer, deci e foarte greu să faceți ceea ce vreți voi să faceți. Vorbiți bule, făceți-vă temele, făceți research, întâlniți-vă cu cât mai mulți oameni din piață. Nu încercați să spargeți avioane, există probleme mult mai simple pe care le puteți rezolva și în care puteți să faceți bani. Asta una. Și doi, apropo de făcut bani, nu vă bazați modelul pe advertising. Bazați-vă modelul pe servicii, pe ceea ce ar plăti cineva, nu pe advertising. Nu creați audiențe pe care să le vindeți. Uitați-vă cât de ușor Stanca aici lângă mine v-a dat expunere pe audiența lui. E foarte ieftin. Foarte ieftin. Dintre toate proiectele care s-au prezentat în seara asta, am reținut în mod special proiectul Biofilm, care are și cea mai mare problemă neavând domeniu. În momentul de față. Da. Dacă îl mai găsești liber. Dacă îl mai găsești liber. L-am reținut pentru că dintre toate proiectele mi s-a părut că reprezintă două puncte cheie foarte importante. Acoperă o nevoie foarte reală și mai ales intră pe o piață care are cel mai mare potențial de creștere. Și fie că vorbim de piețe imobiliare, au proiecte imobiliare, fie că vorbim de piața de bloguri, că am avut acea semi-prezentare, să urmesc toate blogurile, o să revin imediat la acea prezentare pentru că mi se pare simptomatică, fie că vorbim de search in real time sau de platforme de e-commerce, cam ăsta au fost proiectele prezentate, toate au o creștere destul de previzibilă și relativ mică. Creșterile pe domeniul ăsta bio sunt extrem de mari. Două sugestii aș avea pentru cei care au venit în seara asta la Nestartup, continuați să veniți. S-ar putea să vă luați foarte multe capace, însă nu cred că există un mediu mai ofertant pentru a vă putea dezvolta decât să primiți pe gratis niște sfaturi de la niște oameni care au stat în online 5 ani. Minim 5 ani. Da? Este... Da, trebuie să venim și noi astea. Eu cu plăcere vin să vorbesc despre chestia asta și iarăși trebuie să fiu alături de, cu aceeași temă, plătește avion. Așa. La aceeași temă cu Dragoș 1, Dragoș 2, să le spun, măi, oameni buni, înainte să vă gândiți la bani, înainte să vă gândiți la acțiuni, înainte să faceți oferte care sunt interesante de vândut părți, imaginați-vă ce înseamnă să stai un an și să dai singur salariu. Prezentarea pe care am avut-o mai devreme și, pe care aș fi făcut-o cu mare plăcere pentru toți, s-a numit Antreprenoriatul Partea Nașa. O să aveți foarte, foarte multe probleme de rezolvat și ar fi bine să veniți aici să vă antrenați. Ziceți mersi că vă antrenați de gratis și fără să dați bani la chestiile astea. Pentru că este un feedback absolut invaluabil, de neevaluat. Eu nu am avut chestia asta. A trebuit să învăț pe cont propriu și să fac multe greșeli. Și doi, nu veniți să vă bucurați aici. Nu veniți să fiți entuziaști. Am mai spus, o repet. Înțeleg că sunteți entuziaști, înțeleg că sunteți antreprenori sau că vreți să stai așa. Veniți să lucrați. Veniți să lucrați. Veniți aici, nu veniți să spuneți, mamă, mă duc la Nestartup și acolo o să am așa un val de adrenalină și o să mă simt foarte bine și entuziasmul ăsta o să mă țină 2 săptămâni și o să mai scriu 3 fișele. Nu cred că e important să faceți asta pentru că deja știm. Dacă aveți nevoie de Nestartup să vă motivați, înseamnă că e o problemă cu proiectul vostru. Veniți aici să lucrați, veniți aici pregătiți să luați feedback. Niciunul n-a notat. M-am uitat la voi așa foarte clar. Stăteați și vă uitați, mulțumesc pentru feedback. Fraților, notați, este fundamental. Luați o hârtie, un creion, scrieți, ăsta mai este așa, vă duceți acasă și nu o să mai țineți minte nimic. O să țineți minte extremele, o să-l țineți minte pe Vlad, care v-a zis, hai, energie, și o să țineți minte pe Dragoș, care v-a zis, sunteți naș. Înțelegi? Între aceste două, cred că e ceva normal cu percepția, nu o să mai țineți minte nimic. Apropo de asta, astăzi n-am văzut nici pe
aici. Revenind la ce vreau să zic în legătură cu veniți aici să lucrați, prezentarea cea mai emblematică în această zonă este aia cu toate blogurile. Te-ai bucurat 5 minute din 7, că ai făcut un site despre bloguri și că bloggerii se duc la piață. Este minunat. Este minunat. Poți să faci lucrul ăsta în biroul tău și îți va fi mult mai de folos. Dacă vii aici, spune-ne ce e site-ul ăsta, toate blogurile.ro, de ce vrei să lansezi, ce aștepți de la oamenii ăștia care vin din timpul lor aici să stea și să te asculte. 7 minute din viața unui om sunt foarte scump. Aștept să ia decizii singuri. Am luat decizii. Mulțumesc. Okay. Bun. Asta am avut. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc.